Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție publică. După ce au înroșit județul la alegerile locale, socialdemocrații se pregătesc să înroșească și România la alegerile parlamentare. Care sunt însă candidații din Argeș? Ne va spune chiar președintele filialei județene a Partidului Social-Democrat, domnul Șerban Valeca. Domnule Valeca, bună ziua și bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Domnule Valeca, în vară peste 70 de primării obținute la alegerile locale, mă gândesc că și în iarnă cam același procent, cât mai mare să fie și la parlamentare. Eu așa sper, nu? V-ați făcut un target sau? Păi, vrem să câștigăm cât mai multe posturi de deputat și de senator pentru a, în primul rând pentru a susține județul și apoi pentru a susține programul pe care Partidul Social-Democrat, programul de economic, în primul rând, îl are. Ne puteți spune câte ceva despre acest program de guvernare al PSD-ului? Deci noi n-am discutat, deci n-am decis să-l prezentăm pe capitole, tocmai pentru a putea fi înțeles și față de celelalte partide care vorbesc de oameni, iar acum nu se alege premierul, se alege parlamentul. Fiecare partid trebuie să susțină un program economic pe care să-l prezinte oamenilor. Noi așa am făcut și la locale, chiar am modificat în urma discuțiilor din adunările populare care le-am făcut anumite componente sau le-am reprioritizat, ca să sunt mai exact. La fel se întâmplă și cu programul la nivel național. Până acum a fost prezentat un program privind crearea unui fond de dezvoltare și de investiții axat pe companiile românești și pentru dezvoltarea companiilor românești în principal, fond care demonstrăm că ar asigura și finanțarea de care avem nevoie internă în afară de finanțarea europeană, ca să nu fie discuții, domnule, dar de unde să fie banii necesari. Al doilea vector au fost pentru tineri, pentru că am văzut că problema cea mai mare a șomajului, chiar dacă nu avem un șomaj foarte mare, totuși el este, ponderea foarte mare reprezintă tinerii până în 30 de ani, 35 de ani, și atunci există un program de start-up-uri pentru tineri cu finanțare de 200.000 de lei de la bugetul de stat pentru fiecare nouă firmă înființată de un tânăr, cu principiul de o zi. Adică el trebuie să investească principiul de 1. Investește un leu, o înregistrează online, răspunsul îi se dă într-o zi. Totodată au fost prezentate, chiar am luat-o înainte și s-a înregistrat un proiect de lege cu eliminarea unor taxe fiscale și parafiscale care nu au o influență foarte mare în bugetul de stat, o influență mică, dar de 0%, dar care încurcă omul în viața de zi cu zi, fel de fel de timbre, fel de fel de avize, fel de fel de mici sumele care sunt nesemnificative atunci când se adună în bugetul de stat, dar care îi fac omului de zi cu zi viața foarte, foarte dificilă. Duminică va fi lansat al treilea pilon, și tot așa, pe măsură ce trece timpul și avem discuții cu marceșenii și fiecare în județul lui și cu românii în general, vom și face modificări în aceste programe dacă ele nu sunt acceptate sau acolo unde ar trebui insistat mai mult. Bineînțeles că o componentă importantă, și aici cred că nimeni n-are nicio îndoială că avem profesioniști necesari, este și atragerea de fonduri europene. Credeam că nu o să o mai spun, am spus-o acum 4 ani pe vremea guvernării Boc, o spun din nou, este inadmisibil ca România să contribuie cu niște fonduri europene și noi să nu ne luăm înapoi. Când a plecat guvernarea Boc, revenirea de fonduri era în procent de până în 8%, 7,1%. Guvernul Ponta a reușit să ducă undeva spre 80% această revenire.
din banii alocați României. În primul rând trebuie să avem în vedere că o parte din acești bani sunt banii care noi, cu care România a contribuit acolo. Pe urmă, România pe unele componente are dreptul să atragă mai mulți bani decât a contribuit, dar în primul rând să ne luăm banii înapoi. Ori în acest moment guvernul de tehnocrație a reușit, cum mi-a zis un coleg mini-tehnicus, era pe vremuri un joc așa de copii, de asamblat anumite componente, n-a reușit să facă nimic. Are o scuză, zice, domne, nu sunt ghiduri. Păi nu sunt ghiduri, dar de ce nu le-a scris fraților că începe să fie scrise? Ghidurile sunt similare cu cele trecute. Într-adevăr, s-au schimbat niște componente, dar să scrie o procedură, mai ales simplificată, că noi am simplificat procedurile, ca paranteză, faptul că guvernarea PSD a reușit să atragă fonduri, a fost și că a simplificat foarte mult procedurile interne. Este imoral și antinațional să complici procedurile interne, astfel încât oamenii, fie că sunt firme, fie că sunt autorități locale, primării, să nu poată să acceseze acele fonduri. Deci, simplificarea acestor ghiduri, care trebuie să fie similare cu cele europene, nu trebuie să fie multe condiționări în plus, a dus și la atragerea mai bună a acestor fonduri. Aveți creșteri și la salarii, și la pensii. Am văzut că vreți să scădeți și TVA-ul și să tăiați peste 100 de taxe. De unde aceste idei și, până la urmă, cu ce veți completa? Deci, va exista un deficit bugetar? Nu. Deficitul bugetar va scădea în următorii 4 ani până la 2%. Deci de la 3% cât e acum la 2%. Deci chiar va scădea deficitul. Hai să vă dau un exemplu. Deci, noi am demonstrat până acum, în noiembrie, că n-a trecut un an de când a plecat guvernul Ponta, că am reușit să și mărim salariile și pensiile în fiecare an și să scădem și anumite taxe și nu s-a întâmplat nimic cu bugetul de stat. Vă dau exemplu cu scăderea TVA-ului la pâine, care a fost un exemplu care l-am convenit cu FMI-ul, tocmai pentru a vedea dacă în România acest concept se aplică, cum se aplică în toate țările. S-a aplicat. Nu faptul că a scăzut valoarea unei pâini de la un leu și ceva la 90 de bani, n-a fost un impact foarte mare. Dar impactul bugetar a fost foarte mare pentru că oamenii, cei care făceau evaziune fiscală, scăzând TVA-ul foarte mult, nu și-au mai permis săriște. Că una e săriști pentru 20 ceva, 30% și atunci probabil oamenii care n-au minte acasă riscă să facă fel de fel de șmecherii, iar pentru un procent foarte mic nu mai merită. Și atunci veniturile la bugetul de stat prin faptul că nu s-au mai făcut aceste nereguli, a compensat această scădere. Și exemplele pot continua. Văd că aici nu vor mai plăti impozit cabinetele individuale, PFA-urile, medicii, artiștii, scriitorii, jurnaliști. De ce aceste categorii? Pentru că ele sunt cele mai, să spunem, într-un fel defavorizate. Ele reprezintă începuturile, ca și start-up-urile la tineri, începuturile unor mici afaceri de familie și atenția noastră este atât asupra companiilor mari, energetice și așa mai departe, pe care vrem să le recapitalizăm și să le dezvoltăm, cât și asupra acestor oameni care au aceste inițiative și lângă ei mai pot angaja 1, 2, 3, 5, 5 și dezvolta o afacere care cu timpul se poate și mări. Vreți să eliminați și impozitul pentru transferul de proprietăți? Cam cât ar aduce bugetului acum național? Nu știu să vă spun pe din afară cât ar aduce, cât ar scădea. Cât ar scădea, da. Și cât ar, deci, aduce până la urmă? În totalitate sunt date cifrele acolo. O parte, influența pe buget este de 0,01%, ceea ce nu este o mare pierdere, iar veniturile pe care acești oameni le aduc, dacă îi susții în activitățile lor, sunt de multe ori de 80 ori mai mari. Dacă vreți, este o comparație cu ceea ce se întâmplă în străinătate cu parcurile științifice sau și tehnologice sau industriale. De fapt, acest model a fost implementat în Silicon Valley, în Statele Unite, o regiune foarte săracă, o regiune care nu avea absolut nimic și, exceptând în acea zonă orice fel de taxă, au venit împreună industria și cu cercetătorii sau studenții și au reușit să dezvolte niște tehnologii deosebite care au explodat în toată lumea,
nu numai că zona, dar și America s-a dezvoltat cu aceste... Deci, exemplul acestor... Nu este inventat de noi, acestor parcuri. Ca paranteză, avem și noi o lege și eu am o durere că în Argeș nu s-a format un asemenea parc, dar eu sper că în următorii 4 ani vom face unul și chiar în Pitești. Și revin, exemplul acesta, unde lași lumea liberă și o scap de birocrație, dezvoltă un factor economic deosebit, se dezvoltă și nu mai vorbesc de o explozie de tehnologie deosebită. De ce ați decis să fie tăiate 102 taxe? De ce nu mai multe, de ce nu mai puține? Pentru că s-au luat cele care nu au nici influență mare pe buget și reprezintă și lucruri care încurcă omul în viața de zi cu zi. Sunt taxe care nu le poți scoate pentru că totuși bugetul de stat trebuie alimentat, dar sunt taxe, cum v-am spus, 2 lei taxa de timbru, că sau nu mai știu cât este acum, că mi-am schimbat buletinul de curând, că schimbi buletinul. Nu știu dacă se îmbogățește cineva cu cei 2 lei, care oricum nu cei de la buletine beneficiau de ea, și dacă faci socoteala, costă mai mult hârtiile. Și cei funcționarii te costă de la buget pe care trebuie să-i susții, decât acei 2 lei, câți oameni schimbă buletine să-și fac pașapoartele în fiecare an. Să-ți dau un exemplu așa. Nu am în față dacă aveți și planuri cu RCA-ul, pentru că au fost mari probleme cu RCA-ul, dacă și aici... Urmează. Nu este încă prezentat. Încă se lucrează la programul acesta, nu este cel complet. Cât ar mai dura? Sunt numai 2 etape, am spus. Duminică va fi prezentat pilon numărul 3 și tot așa, în fiecare săptămână va fi prezentat cât un pilon, până în campanie. Cât mai este de prezentat din program? Destul. Avem educație, cercetare, mult, infrastructură. Pentru Argeș ați discutat cam ce ar fi prioritar? Da, avem propuneri și pentru Argeș. Vor fi spuse la vremea respectivă. Acum ne puteți spune cam ce are Argeșul nevoie, fără a ține cont de campanie? Nu. Ceea ce pot să spun este că, din punct de vedere politic, este o hotărâre la nivelul PSD Argeș pe care am susținut-o și în Comitetul Executiv Central și a fost acceptată, deci practic toată conducerea PSD susține că atunci când se va face regionalizarea, Piteștiul va fi capitala noii regiuni, așa cum va fi ea conturată, deci este decizie politică a PSD. Vom vedea dacă vom fi majoritari, nu vom fi în Parlament să votăm acest lucru, vom vedea, dar decizia politică este luată și nu mai vorbesc de decizia politică de susținere a construcției autostrăzii Pitești-Sibiu. Aici pot să și dovedesc că atât parlamentarii actuali ai PSD de Argeș, cât și conducerea centrală, au fost 2 sau 3 runde de discuții în Argeș, au fost inclusiv cu mari agente economici, conducerea Dacia Renault, și pe master plan a urcat pe poziție fruntașe 1 sau 2 această autostradă și o să ne urmărim în continuare. Decizia noastră politică este că trebuie executată și se va susține în continuare. Numai 2 exemple vă dau, sunt mai multe. Aș vrea să ne spuneți acum și despre listele de candidați din Argeș, dacă le-ați întocmit, dacă sunt cele finale, dacă au fost verificate de București. Conform statutului PSD, listele se propun de organizațiile județene, se dă un aviz în Comitetul Executiv, se trimit la București și Comitetul Executiv Central, împreună cu conducerea, stabilește ordinea finală și le aprobă. Noi suntem la penultima fază, le-am întocmit, le-am discutat în Comitetul Executiv Județean și am trimis la București propunerea. Comitetul Executiv Central va fi săptămâna viitoare, cel mai probabil duminica cealaltă, deci de azi în 8-9 zile. Dar nu s-a stabilit data. Dumneavoastră ați făcut deja o listă preliminară cu o anumită ordine, credeți că vor... Am aprobat-o în comitet, repet, Comitetul Județean, deci la nivelul județului, și a plecat către București. Vor mai surveni schimbări majore sau ar rămâne aceeași pe care ați dat-o dumneavoastră? Eu sper să nu intervină. N-am mai avut încă o rundă de discuții. Nu știu dacă înainte de Comitetul Executiv Central va mai fi o rundă de discuții cu președinții de filială sau nu, dar vom vedea. În principiu, eu cred că 90% lista va rămâne așa.
dar are puterea să facă aceste schimbări Comitetul Executiv Central. La deputați deschideți lista cu Radu Vasilică. De ce Radu Vasilică pe primul loc? Deci, propunerea mea a fost, în primul rând, eu analiza am făcut-o pentru toți colegii, hai să spun altfel. La parlamentarii în funcție au fost două analize. Una mea ca analiză politică de implicarea lor în județ și în activitatea politică a partidului și una la centru privitor la activitatea parlamentară și alte verificări de etică sau alte lucruri. Bun, deci au fost două analize la parlamentarii existenți. Apoi a fost analiza la restul colegilor din partea mea ca analiză politică de implicare în ultimii ani și mai ales la alegerile locale. Că, vedeți, noastră, până vorbim de un partid totuși, da? Nu luăm așa de pe stradă un om, indiferent cât ar fi el de bine pregătit, și pe care mai ales o organizație puternică ca PSD Argeș nu-l poate susține. Avem și oameni foarte bine pregătiți. Și atunci eu am mers pe ideea că susțin actualii parlamentari, cu excepția domnului Duvăz, pentru că nu aveam nimic cu el, dar n-am avut o decizie politică și știți că și societatea argeșană a fost foarte nemulțumită. Dom'le, dar vin mereu de la București, din alte județe, nu știu, implantați, și cu toate că statutul PSD prevede că centrul poate impune un om chiar pe primul loc, chiar pe loc eligibil, eu am avut discuții nenumărate cu președintele Liviu Dragnea în perioada alegerilor locale și am pus niște condiții politice, inclusiv cea cu capitala de regiune pe care am discutat-o, inclusiv ca la Argeș să nu ne pună pe nimeni pe listă de la București, lucru care s-a și întâmplat. Din păcate, domnul Duvăz venea din altă parte. Nici n-a activat foarte mult, a avut și un caz de boală dânsul în ultimul an, nici n-a activat foarte mult în organizația de Argeș și atunci n-a mai fost susținut. Iar domnul senator Tămac a decis dânsul să se retragă, rămâne alături de noi, rămâne vicepreședinte al partidului, am discutat cu dânsul, o să aibă și o explicație personală, nu este nimic altceva, altă discuție, am văzut că se încearcă prin mediul public să spună diverse lucruri, nu este adevărat, a decis dânsul, noi am acceptat decizia dânsului, nu l-a influențat nimeni, nu l-a rugat nimeni să renunțe, a fost decizia dânsului și am decis că rămâne în continuare, că este un politician de marcă pentru noi și rămâne în continuare vicepreședinte al partidului, dânsul fiind și șeful departamentelor, de cel care integrează propunerile, să spunem, pe diverse ramuri, agricultură, industrie, educație și așa mai departe, de la toți colegii și le integrează și le discută cu București. În atari situații a mai rămas restul listei, am încercat să fac un echilibru așa cum eram noi împărțiți pe zone de responsabilitate, să fie din toate zonele județului, oricum ne vom reorganiza după aceste alegeri din punct de vedere politic, pentru că acum nu mai sunt pe colegii, ci sunt pe listă comună și atunci responsabilitățile politice pe vicepreședinți se vor împărți și pe lângă colegi cu vechime care sunt cunoscuți și actual parlamentari, a intrat și un reprezentant al care e susținut de sindicatele din Argeș și în principal de sindicatele Dacia, pentru că noi ca Partid Social Democrat avem un parteneriat cu sindicatele și mi se pare corect ca cu cel mai puternic sindicat, zic eu, din țară, numai din județ, să ținem cont de o propunere mai veche de-a dânșilor, având în vedere că împreună am reușit și un lucru deosebit pentru toți salariații din România, zic eu, în mandatul ăsta, să modificăm codul muncii în favoarea salariaților. A fost o inițiativă a dânșilor, au strâns toate sindicatele din județ, am avut nenumărate întâlniri,
Personal am făcut proiectul de lege și am discutat cu toți colegii mei, cu parlamentarii PSD de Argeș și am reușit să modificăm codul muncii. Legea este promulgată în ianuarie în anul acesta. Nu numai că este în favoarea salariaților, dar am scăpat și de ocazia asta, am descoperit și niște lucruri prin care România, pe codul vechi, putea să intre în infringement, adică încălcam și niște norme europene, deci am curățat un pic codul muncii și de pericole ca de la Bruxelles să spună că nu e în regulă. Despre cine este vorba, că nu ne-a spus? Cine este susținut de... Susținut de domnul Vercea, care e consilier județean, șeful grupului de consilier județean PSD de la Consiliu. De ce domnul Cătălin Rădulescu pe locul 6? Domnul Cătălin Rădulescu, așa cum le-am spus și colegilor, a avut o discuție, să spun, cu președintele partidului, cu domnul Dragnea. A făcut niște greșeli pe la București. Domnul Dragnea a spus să nu mai fie pe listă. Eu totuși am insistat, pentru că a avut și o susținere de la câțiva primari și am insistat să-l punem pe listă. Urmează să mai discutăm, eu să-l susțin în continuare. Oricum, după părerea mea, locul 6 este loc eligibil, nu contează chestia asta, care e primul, care al doilea sau al treilea, atâta timp cât sunt locuri eligibile, mie mi se pare că este total neimportant de discuția. Câte locuri eligibile vedeți? Aveți o listă cu 9 candidați la deputați, câți ar fi eligibili? Eu sunt convins că vom reuși, dacă, repet, situația politică, să spunem, se menține până în decembrie, așa cum este astăzi, sau cu alte cuvinte, dacă mâine ar fi alegerile, eu sunt convins că vom lua minim 3 cu 7, 3 senatori și 7, 8 deputați. Dar depinde ce se va întâmpla până în ziua alegerilor. De domnul Vercea mi-a spus ce, da, recomandă, ce recomandă pe domnii Georgescu, Stancu, Pârvu și Mărășoiu pentru lista de deputați. Deci ei sunt susținuți foarte puternic. În primul, domnul Georgescu a fost susținut de organizația Pitești, care este o organizație care prezintă totuși 20% din totalul organizațiilor PSD ca vot politic la Consiliul Județean, 21%. În condițiile în care președintele PSD Argeș, domnul Cristian Gentea, a decis să nu candideze pentru că a explicat dânsul vrea să... PSD Pitești, vrea să rămână în continuare Consiliul Local, să ajute Consiliul Local și primăria. A fost susținut domnul profesor Georgescu, care este consilier județean, este un om aproape de maturitate, are 40 ceva de ani, cu experiență de management de școală. Eu am ținut cont în această listă și de zonele de competență. Am ținut foarte mult cont de lucrul ăsta, ca toți cei aflați pe listă, mai ales că lista poate glisa un deputat. Eu, de exemplu, în 2000 am fost aproape un an deputat, pentru că doi din fața mea și-au dat demisia în timp. Eu am ținut cont să nu fim toți pe zonă de competență agricolă sau de educație superioară sau de, eu știu, de industrie și așa mai departe. Deci dacă vă uitați în listă, ca zonă de competență, repet, la ceea ce se... unde și-a dovedit competența fiecare, sunt pe domenii diferite. Asta a fost una din condițiile puse de conducerea partidului pentru toate județele, ca să putem să avem reprezentativitate și activitate bună în comisiile parlamentare. De ce s-a retras domnul Gentea din această cursă? De ce nu a acceptat? Nu, am spus, organizația l-a votat și l-a dorit, dânsul a analizat mai bine și vrea să rămână ca și consilier local pentru a conduce Consiliul Local ca președinte de partid și proiectele pe care ei l-au susținut și l-au votat la primărie. Deci a fost o opțiune personală, mie mi-a părut foarte rău, chiar am avut o discuție cu el, și a cerut scuze că nu e pe listă, dar rămâne lângă noi și, bineînțeles, a fost o opțiune personală, ca și n-a fost niciun fel de altă discuție. S-a gândit mai bine și a zis că el consideră că poate ajuta, pe lângă faptul că dânsul este și director adjunct la institut și vrea în continuare să rămână să susțină instituția, dacă sunt la București e de ajuns și dânsul să rămână aici. Deci nu a fost niciun fel de, a fost o decizie colegială a dânsului, fără niciun fel de alte conotații. Pe lista de senat cine se află? Pe lista de senat alături de mine este domnul
Marin, de la Câmpul Lung, Marin Gheorghe, care are experiență parlamentară multă și pentru zona economică, pentru că noi în Senatul actual n-am prea avut însă o expertiză foarte mare, a fost vicepreședinte de comisie și secretar de stat cu IMM-urile și am decis să-l, i-am propus și a fost de acord să-l mutăm la, la Senat. Și totodată se află doctorița doamna doctor Stocheci și doamna Dobra Maria. Și în continuare vor mai fi câțiva colegi, dar cei care sunt primii pe listă. Aici sunt doar trei locuri eligibile, vedeți, doar trei locuri, primele trei locuri. Cum a fost analizat domnul Șerban Valeca pentru a deschide lista la Senat? Mi-e greu să spun. Domnul Șerban Valeca câteodată mai este și împins de colegi și solicitat de colegii de la institut și de altă lume. Nu știu să vă spun care a fost analizat de la București. Bănuiesc că a fost o analiză politică, faptul că am condus organizația la cel mai bun rezultat al nostru, probabil că asta, nu știu, chiar n-am întrebat. Spuneați la început că în Argeș nu va candida niciun social-democrat de la București sau din alt județ. Cum vedeți aceste alegeri dacă la alte partide vor veni de la București? Se vorbește de Alina Gorghiu? Nu, acum am văzut că doamna va candida pe la Timișoara, nu știu. În sfârșit, e treaba dânșilor. Noi am avut și noi experiența asta. Acum eu nu pot să-i acuz că până la alegerile trecute am pățit-o și noi. Acum eu zic că așa cum la nivel național este prima oară când mergem singur de 25 de ani, ca partid, deci nu mai mergem în alianțe, vom face alianță post-electorală cu ALDE, deci acum mergem singuri, să vedem care e capacitatea noastră și cel puțin în județul Argeș era o dorință mai veche, vorbesc a membrilor PSD, să meargă singur în alegeri. La fel și pe lista de parlamentar vom merge singuri, adică fără oameni implementați de la București. Eu zic că e o atitudine corectă față de argeșeni, deși tu ca parlamentar, dacă ești ales după aceea, conform Constituției, reprezinți România, deci practic poți să reprezinți orice județ și este firesc că te gândești la interesul național al anumite legi, dar, pe de altă parte, cred că ești obligat, în primul rând, să te gândești la județul care te-a trimis acolo, până la urmă, care te-a votat și te-a trimis în Parlament. Aș vrea să, nu știu dacă reușesc să schimb, dar ca și lege, să spunem, sau ca regulă generală, dar cel puțin la noi în partid, am practicat lucrul ăsta de 2-3 ori, aș vrea ca să facem acest lucru pe legile importante, pentru că nu toate legile, ca paranteză, în Parlament sunt importante, sunt multe inițiative care sunt respinse, că sunt numai populist făcute și așa mai departe, dar sunt și legi foarte importante, să facem un sistem de consultare publică cum este în Statele Unite. Deci fiecare parlamentar în Statele Unite face o consultare publică și în funcție de cum mi se spune în acea consultare în diverse locuri, câți oameni se adună, 10, 500, nu contează, voința majorității pentru acea consultare, el votează ca atare și aș vrea să implementez un sistem de genul acesta și la noi în județ. Spuneați de o alianță cu ALDE post-electorală. Ce presupune această alianță? Păi simplu, presupune să facem un scor de 51% ca să avem primul ministru și după aceea, bineînțeles, în mod proporțional cu procentul care îl vom primi la vot de la oameni, se vor creiona portofoliile de ministru. Au fost deja discuții, există variante de prim-ministru din toate? Nu, nu. Nu ne-am hotărât. Încă o dată, față de cealaltă partide care nu au încă un program. Declarații generale, ne venim cu cifre, pot fi contestate, pot fi calculate, pot fi verificate, că e bine, că e rău ce spunem. Dacă avem o greșeală undeva, venim și spunem, am corectat aici, o scoatem pe aia, o punem pe cealaltă, că majoritatea o vor așa. Ei vorbesc de premier, nu contează premierul. Deci noi, pentru că acum sunt alegeri parlamentare, nu sunt alegeri de prim-ministru. Și Parlamentul se votează pe un program politic, care are legătură cu economia, că altfel, da? Și pe niște oameni din Parlament. După care, bineînțeles că partidele vor propune, dacă vor câștiga, vor propune și un prim-ministru și un membru al guvernului, că până la nu prim-ministru e important, și ceilalți membri ai guvernului, că dacă prim-ministru este un tip de excepție, da? Academician, și toți ceilalți sunt
să-mi exprime academic varză, guvernul nu funcționează. Că ne uităm acum. Poate domnul Cioloș ca persoană e un tip care are anumită experiență sau... Dar și-a schimbat vreo 12, 19, nici nu le-a mai ținut socoteala din garnitură, pentru că sunt trimiși de, probabil de Bruxelles, nu sunt ai lor, nu sunt puși de el și s-a terminat poezia. Domnule Valeca, din păcate acesta a fost timpul astăzi. Vom mai în alte ediții să mai discutăm. E regulă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. După câteva minute de publicitate urmează știrile. Sunt Emanuel Gheorghe, toate cele bune.